bună seara! Se împlinesc astăzi, sau s-au împlinit deja, 130 de ani de la nașterea unui personaj extraordinar de interesant, de controversat, de comentat, despre care cred că s-a scris poate mai mult decât despre multe alte personalități interbelice. Se împlinesc 130 de ani de la nașterea lui Nae Ionescu. Așa s-a nimerit, a fost pur și simplu o întâmplare că biografia pe care i-am dedicat-o a apărut chiar în acest an. Și unul dintre primii cititori ai acestei cărți a fost Cristian Preda și așa se face că ne aflăm împreună să-l sărbătorim cu distanțarea de rigoare și în timp, iată, nu numai în spațiu, o enormă distanțare în timp, pe acest complicat, îmbârligat, chinuit, contradictoriu Nae Ionescu. S-a născut la Brăila și după tipicul acestor biografii interbelice pe care le scriu de câțiva ani, am evocat la un moment dat în carte cam cum arăta Brăila în anul nașterii lui Nae Ionescu. Am să citesc un scurt fragment ca să intrăm în atmosfera de acum 130 de ani. Orașul Port la Dunăre, cu statut de localitate scutită de taxe vamale, înflorea. Fusese iluminat cu lămpi de petrol, apoi cu becuri electrice, avea două bănci, cu nenumărate filiale care ofereau credite agricole, bursă de mărfuri, o fabrică de bere, alta de ciment, cale ferată, câteva tipografii, farmacie, școli publice, parcuri, teatru, viceconsulate occidentale, agenții străine de vapoare, morcoaburi, hanuri frecventate de o lume pestriță, de la negustori greci, armeni, evrei, italieni, la ofițeri prusaci și moșieri locali, de la funcționari publici la scriitori, de la bandiți intrați în folclor, la marinari de cursă lungă. Trebuie spus că Brăila în care se naște Nae Ionescu este unul dintre cele mai prospere orașe ale României vremii. E un oraș cosmopolit, e un oraș plin de cafenele, unde se strâng localnicii și unde se strâng cei care cumpără și vând cereale. E un loc, așadar, în care un tânăr, mai târziu, tânărul și copilul și tânărul Nae Ionescu trăiește într-o atmosferă liberă și efervescentă în ceea ce înseamnă circulația ideilor. Este Brăila, el în vremea respectivă, și un cuibușor de idei socialiste, pentru că e un loc în care există muncitorime, în care există clase sociale bine delimitate, și el însuși provine dintr-o familie nu foarte înstărită, dar nici scăpătată, pe care ulterior o va evoca mai ales printr-un bunic, un bunic care fusese clăcaș, ulterior împroprietărit în vremea lui Cuza. Cam așa începe povestea lui Nae Ionescu și pe parcursul acestei discuții, acestei întâlniri, poate că vom reuși să-i facem un portret, pornind de la carte. Cristian Preda, ce zici? Da, mulțumesc în primul rând pentru invitația de a discuta despre cartea pe care ai publicat-o la Humanitas. Vreau să te felicit pentru volum. E foarte bine scris, cum sunt și cele precedente pe care le-ai consacrat unor figuri care au toate o legătură între ele. Asta
mă gândeam, citind cartea ta despre Nae Ionescu, ai scris despre regele Mihai, despre Corneliu Zelea Codreanu, mm-hmm. despre Arsenie Boca, despre Carol al II-lea. Sunt toți într-un univers care... E, știi cum e ca o hartă. Da. E ca o hartă pe care încerc ca niște elemente, niște piese de puzzle să o completez pe măsură ce scriu. Nu, asta e interesant. Vreau să remarc de asemenea și m-aș bucura dacă ai putea explica puțin cum ai ajuns la acest gen, pentru că ai creat un tip de abordare, de carte. Pe coperta a patra a volumului Seducătorul Domnae, Viața lui Nae Ionescu, scrie că e o carte portret. Undeva în fișa care descrie celelalte apariții pe care le pomeneam mai devreme, se spune biografii istorice. Tatiana Niculescu e autoarea biografiilor istorice. Tu ai creat un soi de... un gen... Nu, un gen care acum adică, istorie, adică eu l-am creat, e mult spus, poate că l-am introdus pe piața de carte din România, pentru că el este România, sigur, în lume, mai cu seamă în cultura anglosaxonă, e un gen extrem de iubit și care are o solidă tradiție. E, noi nu aveam această tradiție și eu, pentru că aveam o experiență profesională de destui ani în Anglia, când m-am repatriat, am simțit nevoia să aduc cu mine, pentru că era în mine deja pasiunea pentru biografie. Da. O să spun eu mai explicit. Se vede că vii de la BBC. Da, e ceva știu din cultura BBC-ului. Da, se poate spune și adică așa. E o reconstituire minuțioasă, fără a fi o carte de istorie. Sunt secvențe care sunt relevante, îmi dau seama, eu îmi dau seama de când, de câțiva ani buni, de când scriu aceste biografii, îmi dau seama că încă publicul uneori, sau mai ales comentatorii, sunt dezorientați, nu știu unde să claseze acest tip de scriitură și de cărți, și unii le confundă cu monografiile istorice, alții le confundă cu ficțiunile istorice, alții le confundă cu biografiile romanțate. Ei nu sunt pur și simplu, dacă noi am avea o tradiție în acest sens, am spune pur și simplu că sunt biografii. Biografii, adică povestea documentată a vieții cuiva în contextul în care ea a fost trăită. Deci eu mă feresc, și aici la Nae Ionescu poate se vede, sper, cu atât mai bine, mă feresc să judec epoca interbelică și personalitățile din epoca interbelică despre care scriu cu ochii mei și cu ochii epocii noastre. Mă străduiesc să văd lumea lui Nae Ionescu cu ochii lui Nae Ionescu, nu cu ochii mei, nu cu judecățile mele sau cu prejudecățile mele. Pentru că proiectând astfel de imagini, ne înșelăm foarte des și riscăm să tabloidizăm personajele, dar revenind la Nae. Nu, în același timp, dacă îmi dai voie, apropo, chiar de asta, de privirea pe care o arunci asupra epocii, spuneai mai devreme că Nae Ionescu se naște la Brăila. Brăila e un fel, într-un fel, rezultatul exemplar al liberalizării societății românești în secolul XIX. Absolut, pentru că Brăila la sfârșitul secolului, da. Extraordinar, de cosmopolit, de deschis. Aveau, sunt convins, mai multe tipografii atunci decât au azi. Nu cred că sunt convinsă. La Brăila sunt astăzi atâta tipografii. Regretăm sunt acest convinsă, lucru. Da. Dar asta se întâmplă pentru că se liberalizează comerțul cu grâne după războiul ruso-turc, care încheia cu pacea de la Adrianopol din 1829. Asta e sursa liberalismului românesc. Absolut, da. Deci Nae Ionescu se naște într-o cetate liberală și devine un antiliberal extraordinar. Asta e lecția cărții. Da, devine. Biografie.
geografică, devine văzând-o și... în parametrii acelei. Noi acum, când îl privim la 130 de ani de la nașterea lui, da, sigur că inevitabil suntem influențați de percepția de-a lungul timpului, da, dar și avem sau riscăm să avem o viziune monolitică despre el. Nae Ionescu era așa sau Nae Ionescu era altfel. Ori da, el, cum spui, el evoluează, el trece da, prin diferite, ca orice om de altfel, ca orice om viu, trece prin diverse faze ale, da, ale vieții lui și da, raportări la, la realitate. Trece printr-un război, să nu uităm. E și prizonier. E și prizonier, e și prizonier de război. Asta în Germania la un moment dat. Da, da. Unde și citește, se... citea Giordano Bruno. Este și prizonier, Giordano, și citea între... Sfântul Augustin cu da, un Augustin, prieten, da, cu un prieten care îi va rămâne pe toată viața, un, un anume Pergerom. În legătură cu asta mi-a fost cumplit de greu să-l identific pe acest Pergerom, pe care am reușit până la urmă în arhivele de război ale Crucii Roșii Internaționale. Acolo l-am găsit, i-am găsit pe amândoi, de altfel și pe Nae Ionescu și pe acest Pergerom, care era un călugăr carmelitan belgian. Și ei au stat mult împreună, au petrecut în lagăr. Dar poate că ne vom întoarce asupra acestei perioade. Da, dimensiunea asta e foarte interesantă, pentru că vreau să remarc ceva și să te provoc. Ne-am cunoscut în vremea în care tu dirijai radioul, redacția BBC România, și eu eram invitat și trebuia să comentez diverse lucruri. Acum aș juca rolul întors, celui care pune întrebări. Dar vreau să remarc faptul că, deși nu e o carte de istorie în sensul academic al termenului, tu recuperezi cu multă minuciozitate elemente care ne ajută să înțelegem tabloul. De pildă, am remarcat faptul că atunci când vine vorba de Brăila, nu ne spui doar ce-i citat Adineaur, Grâne, Tiparnițe și așa mai departe, ci descoper că în acel moment liceenii erau foarte probabil aproape de lectura unui Kropotkin, un anarhist, de lectura lui Max Stirner, da, un nihilist, exact. Și deduci că e posibil ca Nae Ionescu să fi plecat din Brăila ca o combinație, ca un produs al acestor idei. Nu e numai o deducție. El spune. Contemporanii lui și el însuși spune în uneori în amintiri sau în articole, menționează da, această era epocă. Era un fel chiar lehamite de lecturile astea. Da, era, se săturase. Da, săturase de, în momentul în care se mută la București, la facultate. Deci el sigur este ca oricine dintre noi până la urmă e un produs nu numai al epocii, dar al familiei lui și al lecturilor da, lui. E foarte interesant că prin toată această istorie sinuoasă sau a faptelor mari să urmărești istoria lecturilor cuiva ca să înțelegi, de ce gândea Nae Ionescu cum gândea în anul cutare și da, da, în peste 5 ani altfel, da, gândea altfel. Ce citise între timp? Da. Ce îl convinsese între timp? Ce experiență de nu numai de viață, dar și livrescă sau culturală avusese? Da. Nu, asta ne arată că ideile influențează biografiile, asta e foarte... Absolut. Asta absolut, e evident, absolut, și în toate sensurile. Pe de altă parte, apropo și de relația lui cu lecturile din tinerețe, cu Kropotkin și Stirner, are un soi de revoltă împotriva autorilor pe care îi citește și vedem asta și atunci când e vorba de Germania și de lecturile pe care le face acolo. Da. Nu, la un dat spune, m-am săturat, nu vreau să fiu un filozof ca ăștia pe care ăștia, citesc. Da, zice, nu? Toți sunt niște... Bine, el exagerează enorm că îi plăcea... Dar de ce exagera? Asta e interesant. De ce exagera? Ăștia toți sunt niște escroci. Zice, m-am săturat... Dar de ce exagera? Nu cumva era și el puțin escroc? Păi era, sigur că era. Era un rafinat escroc în felul lui și îi plăcea. Un escroc rafinat. Un escroc rafinat, da, un escroc subtil. Da. Sau sublim, cum vrem să-i spunem.
Sigur că era. El avea, asta se vede în scrisorile lui către soția lui când sunt încă foarte tineri, nu s-au căsătorit, încă sunt studenți. El avea își făcuse un program de lecturi și de învățat limbi străine zilnic, foarte riguros. Și se pare că avea, cred că Iorga mai avea o astfel de memorie vizuală prodigioasă. Adică lui era de ajuns să răsfoiască într-o zi un compendiu despre istoria filozofiei europene, să zicem, sau de istoria misticii și să rețină instantaneu fraze, propoziții, legături între idei. Avea o minte cu totul remarcabilă, sclipitoare. Sigur că el zice de filozofi la un moment dat când se sastisește de filozofia academică, are senzația că e o pălăvrăgeală gonflată, inutilă, care nu te învață de fapt nimic despre viață. Ori în el e o foame de viață extraordinară și de implicare în propriul destin și, mă rog, cum vom vedea, și în destinele altora. Da, paradoxul e, și aici aș face o scurtă descriere a mediului în care e el student și apoi profesor. E paradoxal, poate, faptul că modelul pe care îl detestă, acesta al unei filozofii academice, unei filozofii de catedră, e chiar cel practicat de profesorul care în timpul studiilor are grijă de el. De Motru, și, da. De Motru, și care pe urmă îl și recuperează, îl aduce să predea. Lui Motru îi se spunea în vremea aia, nu cred că ai citat aici, lui Motru îi se spunea în vremea aia mortul. Da, da, da. Era, da, tipul era de profesor, tocmai scorțos, da, care era impenetrabil, extraordinar de informat. E, asta e interesant, că dacă astăzi poți să citești, de pildă, cărțile scrise de Motru, și el are, cum se cheamă, o amprentă ideologică și amprente ideologice succesive, dar îl vezi mult mai riguros decât Nae Ionescu, care, din ce ne spui în carte, nu era foarte original în fond. E un om care combină care idei, jongla. Care jongla și care ideile. Face un soi de... Trebuie spus, eu povestesc în carte că el este pasionat de teatru și în familia lor există o pasiune constantă pentru teatru, de fapt, unul dintre frați, și va deveni un cunoscut actor interbelic, chiar talentat. Iar Nae, în primii ani, dar și mai târziu, când se întoarce în România, scrie foarte multe cronici de teatru. Se ducea la teatru, da. Și am fost absolut uluită și fascinată de subtilitatea cu care judecă ce crezi. Nu neapărat jocul cutărui actor, nu neapărat textul, care poate fi un text clasic, poate fi un Shakespeare, poate fi, nu știu, un text foarte cunoscut, ci judecă greșeli de regie, de exemplu. E atent la niște... Mie nu mi-ar fi dat prin cap și nici acum, dacă mă duc la teatru, nu îmi dă prin cap să privesc reprezentația de pe scenă cu ochii unui regizor. El, din articolele pe care le scrie, îți dai seama de lucrul ăsta, ceea ce se leagă foarte bine, pentru că cursurile lui sunt minuțios regizate. Spontaneitatea lui e ca orice spontaneitate autentică, e lucrată. E jucată, e lucrată, e premeditată. Da. E de aia și fascinația față de Mortu, de care vorbeam, da, așa, sau așa chiar față, spunea, de, da, față de Pârvan, care Pârvan, da, moare tânăr, din păcate. El era idolul tinerilor vremii. Dar Pârvan, cum îl descrie Călinescu la un moment dat, așa, era ca un pastor
luteran, sobru, extraordinar de expresiv în cursurile lui, dar distant și care nu-și permitea improvizații de niciun fel, nici jocuri de a ideile. Da. Da, în același timp, același Ionescu e și gazetar. Reușește, un bun gazetar. Da, bun, scrie mai degrabă din întâmplare la cuvântul, pentru că Nichifor Crainic, care s-o ținea rubrica religioasă, ajunge demnitar. Naie pune mâna pe rubrică, face din această poziție un instrument de a atrage oameni precum Vulcănescu sau Iliad în redacția de la Cuvântul, pune mâna pe revistă când moare proprietarul și e între catedra de la universitate, redacția de la Cuvântul, unde și scrie foarte unde mult poveste. Unde scrie în continuu, uneori doarme în redacție, doarme pe masă, doarme scriind. Da, e o viață în care toate par să fie amestecate și nu știi care e de fapt personajul. Adică e atât de amestecat și atât de fragmentat încât te întreb la un moment dat ce consistență are. Sunt puțin provocator. Ce e un ziarist care are șansa să țină curs la universitate sau un universitar care scrie în presă? E toate la un loc și nimic. În același timp, el în scrisorile de tinerețe se plânge în continuu, uneori scrisoare de scrisoare, de lipsa banilor. Asta a fost o obsesie a lui de tânăr sărac, de tânăr care a trebuit să se lupte enorm ca să aibă din ce trăi și pe urmă să-și întrețină familia, copiii și așa mai departe. El este caută în toate părțile, atât în tot ce se pricepe, mijloace de subzistență. Caută să câștige un ban, scrie acolo, predă dincolo, ține cursuri, face tot ce îi trece prin cap și ajunge foarte bogat. Și ajunge și bogat la un moment dat, dar nu bogat. Până la urmă, dacă stai să te gândești, m-am tot întrebat ce anume îl mână către propriul destin. Uh-huh. Și am senzația că e o fantastică sete de putere. Sete de putere nu numai în raport cu studenții lui, pe care îi domină de departe și pentru care e un fel de guru, am zice noi astăzi. Da. E mai mult decât profesorul preferat. Este profesor, este maestrul, e învățătorul chiar cu o aură religioasă. Da, cu îngăduința ta, însă, apropo de obsesia pentru putere, dăm voie să citez un scurt fragment pe care îl găsim la sfârșitul cărții. Uh-huh. E un citat din Carol al Doilea. Uh-huh. Da. Și da. Carol al Doilea notează în jurnalul lui câteva lucruri la moartea lui Nae. Lui Nae, care sunt cutremurătoare. Uh-huh. Citez o mică bucată. Cu toate defectele lui, a fost o personalitate interesantă. În zile când ținea la mine, mi-a fost de mare folos. Adevărat. Însă pe zi ce trecea s-a stricat și defectele caracterului său au ieșit tot mai mult la iveală. Mai jos, devenise foarte interesat, iar în ultimii ani, de când se legase de garda de fier cu gândul tăcut de a fi singurul ei conducător, devenise din ce în ce mai rău și mai dușmanos. Moartea lui aduce azi un mare serviciu țării. Da. Asta e o frază colosală. Da. Regele, Carol al Doilea, care se apropia, spune ce bine că a murit. Simplifică acum. Ce bine că a murit. A murit. De ce? Pentru că vedea Nae Ionescu, cel care a încercat prin garda de fier să domine țara politic, adică e un aventurier din punctul ăsta de vedere, eșuează în acest proiect. Lui nu iese proiectul. E ideolog, dar n-ajunge să aibă putere. N-ajunge. Iar Carol al Doilea zice, ce bine că am murit. Ce bine că am scăpat. Da. Ce bine că am scăpat. E cutremurător acest peisaj cu regele unei țări. Trebuie spus acum că în România mare, în care se întoarce Nae Ionescu după război, el se întoarce din Germania, plecase dintr-o Românie și se întorsese într-o Românie
cu totul alta, cu teritoriul aproape dublat, într-un stat multietnic, nu, multireligios, cu instituțiile care încercau din răzputeri să se adapteze noilor realități, deci vine într-o cu totul altă țară, în care ce se întâmplă în primii ani? Există o bătălie pentru generația tânără, da, care se va prelungi. Bătălie, el poartă această, el intră imediat în această bătălie. Carol și el, când se întoarce din exil, vrea să-și reia rolul pe care l-a avusese înainte să plece în fruntea tinerilor din România. Politicienii, diferitele partide, la fel, încearcă să atragă tineretul într-o parte sau alta. Da, da, pentru că asta a fost, e bine că subliniez lucrul ăsta, asta a fost una din mizele politicii interbelice, pe de o parte, în condiții extrem de dificile. Trebuie spus că România Mare și epoca interbelică sunt construcții politice și perioade în care lucrurile s-au construit foarte greu. O anumită mitologizare... Și până să se construiască a venit războiul și s-au prăbușit. Exact. Pentru că perioada interbelică înseamnă 1918-1937, în 1937 democrația se surpă. Da, deci da. O perioadă scurtă. O anumită mitologizare a acestei perioade ne-a făcut să credem că totul era perfect, roz și minunat. Lucrurile se construiau greu și mulți au mizat pe această regenerare, pe această mobilizare extraordinară a tineretului. Și a fost o bătălie politică pentru tineret. Cu toate extremele, cu toate extremele absolut implicate. Iar unul dintre personaje este Nae Ionescu, ceea ce explică această frază cutremurătoare. Repet, regele unei țări spune: ce bine că a murit Nae Ionescu. Dar vreau să spun ceva care e foarte interesant în ce privește seducția pe care o exercita Nae Ionescu asupra tinerilor, mai cu seamă intelectuali. Sunt trei personalități care nu răspund acestei seducții, pe care îi lasă completamente rece sau reci acest demers al lui de cuceritor, al minților și al inimilor. Vladimir Ghica, pe care nu reușește să-l cucerească, deși Ghica îi admiră inteligența și îi vede potențialul când e tânăr. Și pare să-l fi făcut să descopere exerciții spirituale ale lui. Așa lui. Asta pare este să fie, da. Pe urmă este Codreanu, Zelea Codreanu, care deși se lasă mai curând moța, se lasă ghidat de Nae Ionescu. Codreanu era prea simplu în gândirea lui. El nu era un intelectual subtil care să jongleze cu idei. El era un extraordinar de bun organizator, un cap vazimilitar și Nae Ionescu nu-l ajută decât în măsura în care îi mai formulează niște propoziții sau... Eu chiar bănuiesc, fac o paranteză aici, că există o influență a lui Nae Ionescu în cartea lui Codreanu din 1936 pentru legionari. În anumite frânturi, întorsături de frază. Dar sigur, rămâne de făcut o cercetare amănunțită filologică pe text. Și a treia personalitate care rezistă acestei seducții e Carol al II-lea. Da. Carol al II-lea, deși colaborează și, cum bine zice aici, se folosește de el, pentru că Carol al II-lea era sclipitor ca inteligență politică. Da. Și în momentul în care Nae Ionescu începe să se distanțeze, el simte imediat pericolul. Dar am găsit un răspuns la întrebarea noastră legată de refuzul lui față de filozofia de tip academic, de scorțoșenia lui Motru și altora a filozofilor germani de catedră. Zice el la un moment dat, zice: nu am fost niciodată idealist în filozofie. N-a fost neam de neamul meu, că doar bunica mea, Stroie Ivașcu, era țăran din Bărăganul Brăilei. Și ce să aibă a face bunul simț țărănesc cu idealismul filozofic?
și nădăjduiesc să nu fie nici băieții mei pe care i-aș vrea crescuți în frica lui Dumnezeu și în respectul realităților esențiale. Cine a pătruns în miezul lucrurilor ăstora a înțeles ce pacoste e idealismul filozofic și știe de ce mă scutur eu așa tare de el. Dar aici ne aflăm cu Nae Ionescu în faza lui religioasă, unde iarăși lucrurile sunt sever religioase. Da, în acel știm că și în privința religiei lucrurile par foarte încurcate. Adică, pe de-o parte, visează să fie profesor la teologie, dar nu este în rețeaua care nu se e rețea, asta. Nu e rețea. Da. Se ciondănește, se ciorăvăiește, intră în tot felul de dispute cu Miron Cristea. Miron Cristea pune să fie pictată drept chip al diavolului în biserica de la... De pe dealul Patriarhiei. În același timp, Nae Ionescu încearcă să inventeze o mobilizare pe filiera ortodoxiei și caută să capteze în numele ortodoxiei energii ale tinerilor. Tot într-un peisaj în care concurența este acerbă, pentru că pomeneai de Codreanu și de relațiile lui cu diverse medii intelectuale, avem în epocă o concurență între admiratorii lui Codreanu și admiratorii lui Acecuza. Sigur. Avem dispute între ideologii de tip Nae Ionescu, dar și Nichifor Crainic. Da, și Crainic, sigur. Deci nu avem niște blocuri, ca să zic așa, perfect construite la extrema stângă sau la extrema dreaptă, în speță la extrema dreaptă, pentru că ea discutăm acum. Totul este concurențial și totul pare un soi de irosire teribilă a unor energii și a unor proiecte care mor. Singurul proiect pe care Nae Ionescu reușește este să devină bogat. Iartă-mă că sunt atât de provocator, dar profesor de filozofie a format niște oameni, i-a impresionat, dar astăzi cine citește cursurile lui? Nu, cursurile e de spus, mie mi se pare sunt piese istorice, dezbaterea nu sunt... pe marginea cursurilor lui inutilă, pentru că Nae Ionescu, profesorul din amintirile discipolilor, nu e în cursurile tipărite. Nu e acolo. Nu e deloc acolo. El, politic eșuează. Politic eșuează. Toată viața, până la urmă, destinul lui se frânge total. Da. Și există, ce spuneai înainte să începem discuția, acel bocet al soției lui, al Elenei Margareta. Da. Stai să văd unde e. Da, e chiar pe prima pagina epilogului. Întoarsă-le acasă, da, Elena da. Margareta îl jelește. Îl jelește, da, dar îl jelește într-o pagină de jurnal și exact punctează drama lui, cea mai mare, poate. Zice, Nae, cum e cu putință ca tu să nu mai fii? Niciodată nu o să mai vorbesc cu tine, niciodată nu o să te mai văd, niciodată, numai la atâta se reduce viața unui om ca tine, numai pentru atâta ai fost înzestrat cu atâta dărnicie de creator, să mori fără să-ți vezi realizat niciunul din visurile tinereții tale. E bocetul unei femei, așa sunt bociți acum. Da, absolut, e un bocet. Dar ea e și o victimă, trebuie să spunem că tu recuperezi o foarte frumoasă istorie de dragoste a tinereților, nu? E o poveste dominată de castitate, de autenticitate, pe care el o pierde. Da, ea crește copii, el are nenumărate aventuri. Da, citeai da. Pasajul în care e vorba de copii, el nu prea are foarte mult de a face cu creșterea copiilor. Acum ești puțin feminist. Da. Ea este o victimă. Nu, ea e o victimă. Este. Este o victimă. Sigur că antifeminiștii sau cei care îl consideră pe Nae Ionescu un sfânt nerecunoscut încă vor spune că vina era a ei pentru că era foarte bănuitoare, era geloasă, făcea scene, dar e greu dacă ne punem în locul ei și în situația ei, care merge în Germania, el ajunge în lagăr și ea naște un copil, îl crește singură, pe urmă al doilea copil la fel
vine și îl crește singură, vine al treilea copil care moare, n-au un domiciliu stabil când se întorc în țară, se plimbă de colo-colo prin hoteluri, pe la rude. Asta după ce ea l-a ajutat să-și găsească o slujbă după ce ea l-a ajutat să... Da, și ea petrece câteva luni bune în Germania ca prizonier de război, face diverse demersuri ca să plece de acolo și ei găsește o slujbă la o editură în La o editură în München, da. Și n-ai... Deci o femeie de ispravă, o femeie extraordinară. O femeie iubește, de mare ispravă. Iubește... Adoră, sunt niște, sunt niște scrisorile lor sunt foarte frumoase, da. Și, și el dă cu piciorul la toată această viață da, în care e iubit. Poate că e riscant să spunem că dă cu piciorul. Te provoc pentru a afla da. Cine eu cred, este acest naiv. Scrisorile astea, am băgat de seamă că atâta timp, asta știu ei să facă cel mai bine, să-și scrie. Pentru că amândoi, până la urmă, ea, când se cunosc, ea e studentă la litere la germană. Se cunosc într-un tren. Se cunosc într-un tren, o excursie la Constanța, e o poveste despre... El o relatează într-una dintre scrisori. Da. Deci ei când își scriu și el când îi scrie din lager, din Germania... Acolo înțelegi și acolo vezi câtă tandrețe, câtă delicatețe, câtă profunzime e între ei. Cum vede Naia Ionescu la 24 de ani dragostea e... Relația de cuplu. Relația de cuplu, copiii care vin, încă copiii sunt, copilul e, nu știu, are câteva săptămâni și el din lagăr, după ce îi scrie ei, îi scrie și micuțului copil pentru mai târziu. Sunt înduioșătoare și sunt și foarte frumoase. În momentul în care distanța fizică, spațială se micșorează și sunt siliți, ca multe cupluri de altfel, să stea împreună mult timp cu copiii, care copiii fac bolile copilăriei, cu toate, tot ce înseamnă o gospodărie și o căsnicie în sărăcie, în modestie, să nu zicem chiar sărăcie, dar în modestie, atunci încep, desigur, dramele, încep problemele, încep distanțele, când nu-și mai scriu unul altuia. Scrisul acoperă cumva toată această dramă care vine mai târziu. Da, ajungem la un subiect cu îngădința ta, care e și în titlu. De ce se duce acest om? L-am văzut, e cabotin, eșuează în diverse proiecte. De ce se duce? De ce Vulcănescu are acea descriere extraordinară în care, nu știu dacă poți citi chiar acel fragment, e destul de cunoscut, îi vede mâinile, nu? E un fragment celebru care e impresionant, seducția profesorului asupra discipolului. Mâinile sunt vorbesc, nu? Și Vulcănescu cred că explică și cum se strâng gândurile. Te las cum să citezi acest fragment. Citesc fragmentul, în care e inserată povestea lui Vulcănescu. Luminată de o lampă cu gaz aerian, sala tixită își pierdea contururile, lăsând în prim plan, ca în lecția de anatomie a lui Rembrandt, catedra și primele rânduri. Acolo urma să fie disecat, în cuvinte, gânduri, reflexii, gesturi și paradoxuri, corpul istoriei filozofiei, al logicii și al misticii. Profesorul e totdeauna de o punctualitate nemțească. Nimeni nu îndrăznește să mai intre după el. Odată ușa anfiteatrului închisă, întârziatului nu-i rămâne decât să tragă cu urechea sau, privind pe gaura cheii, să încerce să dezlușească frânturi din spectacolul grandios care începe înăuntru. Cuvintele, argumentația, prezența maestrului se adună atunci în unicul detaliu care poate fi totuși urmărit din afară, fiindcă profesorul obișnuiește să șadă la catedră neclintit. Mâna lui dreaptă. În coreografia mâinii, studentul întârziat Mircea Vulcănescu, rămas pe coridor, urmărește cadența unei gândiri despre care studenții n-ar fi știut niciodată să spună dacă e gândirea profesorului sau a lor.
Gaurachei devine o lupă care absoarbe pe retina ochiului hămesit unica mișcare a unui trup imobilizat de transa comunicării. Mâna, aci pâlpâind, zice Vulcănescu, ca o flacără arzătoare, aci devenind dintr-o dată săgeată arătătoare, aci înflorind ca o floare învolburată, aci retezând avânturile neted ca o piatră de hotar, în timp ce el lămurea studenților înțelesul revelației. Da, zice, e foarte expresiv acest portret. E extraordinar de expresiv, dar hai să ne... Eu mi-am închipuit, înainte să scriu această carte și știind ecoul pe care l-a avut Nae Ionescu în generația excepțională, interbelică de studenți străluciți, mi-am închipuit așa, că Nae Ionescu intra în anfiteatru și începea un spectacol nemaipomenit, care era un spectacol nu numai de vorbe, ci și de gesturi, un joc de scenă în care mimica, în care mișcarea făceau toată seducția împreună, sigur, cu idei. Când colo, de la Mircea Vulcănescu și de la Eliade și de la Sebastian, aflu că el stătea neclintit la catedră. Uneori trăgea din țigară, că era un fumător înrăit, și singura mișcare pe care o transmitea era a mâinilor. Deci în timp ce vorbea, gândul lui era urmărit, de-astea le atrăgea atenția, mâinile erau în special în atenția. Da, Vulcărescu zice, sunt cele mai frumoase. Cele mai frumoase și mai mâini, și mâini desenează. Pe care le-am văzut. Da, și desenează la un moment dat. Revenind la seducție, totuși seducția lui ținea, că de asta nu e prezentă în cursurile tipărite, ținea de prezența lui. Noi râdeam înainte să începem discuția asta gândindu-ne cum ar fi astăzi să-ți țină Nae Ionescu un curs pe Zoom. Cum ar fi da, să-l vezi pe... Să se conecteze. Să se conecteze Nae Ionescu și să aibă niște studenți undeva în spațiu virtual pe care nici nu-i vede sau pentru că ei pot să închidă foarte bine imaginea, nu? Unul stă în pat, altul bea cafea, da, altul se uită pe fereastră, altul fumează și Nae Ionescu, așa în eter, vorbește... Da, ținea cursurile sâmbătă seara, am găsit la un moment dat... Unde găsești astăzi? Ce e cu totul suprarealist să-ți închipui că s-ar umple un anfiteatru cu studenți sâmbăta seara pentru că un profesor în speță Nae Ionescu vine să le vorbească. E? Dacă s-ar face un serial pe Netflix, probabil că Da, nu știu, poate, da. Exagerez, nu, sigur că prezența, deci prezența profesorului, nevoia... Asta vreau să spun, că era mai mult, mai mult decât... Nu era numai ce spunea, era cum jongla cu ideile, cum nu se lua în serios, cum autoironia lui, dar și severitatea lui, tot el juca pe un registru foarte larg și cu aceeași virtuozitate. Da. Acum trebuie să spunem, eu vreau să o spun pentru că sunt membru al Universității din București. Așa, da. Rădulescu Motru și Nae Ionescu erau în acea perioadă la Facultatea de Litere și Filozofie. Litere și Filozofie, da. Universitatea era foarte liberă atunci. Studenții mergeau dintr-o parte într-alta, audiau cursuri, nu era atât de rigidă și intrare de pe 29 până în 43 dădea o mână de ajutor profesor. Gusti, din admirație, sigur că e implicat în proiecte de cercetare, cum se spune acum. Și e adevărat că erau oameni foarte educați. Dacă ne uităm de pildă la profesorii care predau la drept, una dintre marile facultăți ale universității, erau toți formați în Germania, în Belgia, în Franța, veneau cu studii foarte serioase. Și era ceva care îi sincroniza prin parcursul lor academic cu lumea europeană.
Pe de altă parte, în atmosfera de după Primul Război Mondial, după trauma extraordinară pe care a reprezentat-o războiul, tinerii caută în universitate modele, pentru că de asta se și produc aceste alunecări între universitate, lume politică, modele politice. Da. E o lume foarte, foarte greu de așezat și care, cum spuneam mai devreme, dispare, tragic. În 37, Carol al II-lea, de care spune că era un om inteligent, era evident un om inteligent, refuză să mai convoace Parlamentul. Spune, nu mai vreau, facem alte alegeri. Le dă drumul să facă alte alegeri, zice, nu mai facem alte alegeri, vă dau o Constituție. Aici se ajunge, nu? Da. Decepția este uriașă. Decepția este uriașă acestei generații. Oamenii ăștia sunt oameni, ei înșiși decepționați, Nae Ionescu, ceilalți. Și mare parte din cei care mizaseră pe ei ajung la violență și pentru că trăiesc o uriașă decepție. Visul noului Ev, al omului nou, pentru că al se vorbea atunci nou. Pe alte voci despre omul nou și despre oamenii noi, visul tehnocratic care e prezent în epocă, guvernele alcătuite de Carol fac referire la tehnocrație și sunt mistuite toate aceste iarăși, aceste modele. Chiar dacă ne gândim cu măsura vremii noastre la calitatea oamenilor politici de atunci, trebuie să recunoaștem că erau mult mai departe decât sunt mulți dintre ei astăzi, dar... Există o carte extraordinară, iartă-mă că te întrerup și fac o paranteză, e o carte uitată, făcută de Henri Stahl, tatăl lui Henri Stahl, de care vorbeam, stenograful. El a fost și cel care a inventat stenografia în România și a fost multă vreme stenograf la Parlament și a publicat o carte nemaipomenită care se cheamă Schițe parlamentare și explică diferențele între oamenii politici, cum se duceau oamenii politici, care erau modalități, care erau retorice, care erau genuri, un univers al Parlamentului care e extraordinar. Da, dar în același timp, dacă ne uităm în memorii, în jurnale, vedem și partea cealaltă. Vedem corupția, vedem traficul de influență, vedem caftelile, bătăile nemaipomenite de la alegeri, vedem falsificările. Și vulgaritatea, eu vorbeam doar de educație și de formația lor și de capacitatea multor politicieni de a articula discursul. Sunt oratori extraordinari și vedem în schițele astea de ștat. Eu mă întreb... Dar ei ajung să fie dezamăgiți oamenii ăștia, toți. Păi ajung, dar ei, nu pornesc, trebuie să spunem și asta, că Nae nu privilegiază un model democratic. E clar asta, nu. Nici adică nu pentru prin el e dezgustat. E dezgustat total și de viața parlamentară și de pluralismul politic. El visează la un partid... Asta va fi, din păcate, consensul creat la... Da, la un partid de toți mase... Toți sunt de acord că democrația trebuie călcată în trebuie picioare. Călcată în picioare. Sunt într totul de acord cu tine, de asta cred că trebuie să ne uităm la această epocă și cu ochii noștri de astăzi, pentru ca nu cumva să ajungem, sigur, să încurajăm tot pe cei care cred asta și care ne spun democrația, ia să lucrurile. Cu siguranță. De fapt, ce e fascinant este că, fără să dăm nume sau să facem aluzii, dar Nae Ionescu are în zilele noastre epigoni. În discursul naționalisto-religios care captează sau ar putea să capteze un public vast, dar sunt niște epigoni destul de nereușiți, adevărul e. Demagogia asta care încearcă să unească iarăși politica cu religia e perdantă istoric și ar fi dramatic să o reinventăm în zilele noastre. Dar eu mă întreb dacă tinerii din ziua de astăzi știu ceva despre Nae Ionescu și dacă îi interesează acest
această personalitate și acest personaj, ca să-i spun așa. Da, eu cred că există. Nu știu, nu-mi dau seama, nu-mi dau seama. Astăzi cred că suntem într-o poziție mult mai bună decât la începutul anilor 90, de pildă, pentru că există surse nenumărate, sunt publicate și jurnale și cărți care sunt foarte, foarte utile din toate perspectivele și astăzi avem posibilitatea de a cerne și de a pune împreună. Sigur că există și oameni care vor să simplifice, care vor să mobilizeze religia în spațiul politic și să o instrumentalizeze. Sunt și unii care simplifică la maximum și care, în numele decepției, ar vrea ca, nu-i așa, au fost voci care au cerut mitralierea clasei politice, da, au fost alții care au spus trebuie să lichidăm, nu? Cuvinte foarte tari. Luând în seamă ce spuneam la începutul discuției, cât de importante sunt ideile, cum ele pot să modeleze lumea și, pe de altă parte, luând în seamă de ce e nevoie pentru ca această formă de regim, care e regimul democratic, să fie ținută în viață, nu? Putem să vedem în biografia pe care în cartea pe care ai scris-o despre Nae Ionescu un ajutor pentru a înțelege și complexitatea unei epoci și care sunt provocările, care sunt nevoile în fiecare moment, nu? Așa aș spera, m-am mai gândit la ceva. De ce Nae Ionescu se schimbă atât de ce devine din ce în ce mai radical religios și politic, și am impresia că e un fenomen pe care e foarte uman, care e foarte omenesc și care nu ține neapărat de epoca lui sau nu ține numai de epoca lui. Din momentul în care el devine un profesor adorat, din momentul în care are deja un cerc de discipoli foarte permeabil la teoriile lui și foarte inteligenți și cu care discută și care îl caută și pentru îndrumări de viață, nu numai pentru bibliografie de curs, începe el însuși să se ia în serios. Da, crede că deține. Da, și se întâmplă ce se întâmplă. El este cumva și prototipul intelectualului care, fiind competent în zona lui de expertiză, în cazul nostru în istoria filozofiei, în metafizică, face un transfer de competență și are impresia că e competent și în politică și în istorie și că înțelege și mersul istoriei și implicarea în politică și că el trebuie să fie în mijlocul... E o beție a puterii, desigur. Am primit întrebări. Da. Și îmi permit să le citesc. Îți sunt adresate. Am citit cartea, spune cineva, și am rămas cu un gust dulce amar în privința personalității lui Ionescu. Așa este, sigur. Cum ați reușit să vă păstrați obiectivitatea sau să lăsați impresia aceasta? Da, îți frumos dă spus. Cititorul o alternativă. Cum ați reușit să nu vă poziționați pro sau contra? Și adevărat că nu te poziționezi. Nu e o carte care să ne spună nu. E bun, e rău, e judecați, nu spui, nu? Nu. Cum ai făcut asta? E un exercițiu pe care îl fac în toate aceste biografii. E un exercițiu de impersonalitate. După partea de documentare care durează cum durează și, mă rog, adesea e foarte complicată, lucrul cel mai greu este, ce vorbeam la început, este să pot să mă detașez de părerile mele, de prejudecățile mele, de timpul meu istoric în care mă aflu și să încerc să, printr-un efort de imaginație bazat pe documente, să văd lumea lui cu ochii lui. Și văzând lumea lui cu ochii lui, nu pot să-l și judec, că nu pot să-l judec decât din perspectivă. E o autoare care mie îmi place foarte mult, mă rog, o britanică, autoare de biografii, care spune la un moment dat într-un interviu un lucru pe care eu îl folosesc și m-am bucurat să-l regăsesc și la ea, eu l-am descoperit singură, dar are mare dreptate, ca o biografie să fie cât mai aproape de
de persoana a cărei vieți o povestește, trebuie ca cel care o scrie să nu anticipeze nimic. Deci eu când eu merg în această carte, ca și în altele, încerc să merg cu Nae Ionescu, să descoper viața lui Nae Ionescu pe măsură ce el însuși o descoperă. Chiar dacă eu știu ce a urmat, știu ce s-a întâmplat cu el, inevitabil, știu că mă aflu în posteritatea lui, vorba aia, cu 130 sau cu 80 de ani mai târziu. Dar mă silesc și mă pun în paranteză ca să nu judec cu măsura vremii mele. Știind episodul următor. Da. Se spune, pentru că o faci și tu în carte, că ai profitat foarte mult de pe urma cercetării făcute de Dora Mezdrea și de resursele pe care le-a... Da. I-am și mulțumit Dorei Mezdrea. Să menționez asta. Sigur că da. Cineva te întreabă însă harta personajelor dumneavoastră, cu ce alte figuri urmează să fie? Urmează, dar nu spun. Nu e secret, dar mi-e frică. Să spun, nu știu dacă o să iasă sau nu o să iasă. Și... Bun, cel care pune această întrebare adaugă, în procesul de selecție aplicați și un criteriu subiectiv? Ești bănuită că ești obiectivă. Sunt bănuită că sunt obiectivă. Drept să spun, primele, Regina Maria și Regele Mihai, primele biografii, ideea lor n-a pornit de la mine, au fost niște întâmplări. Sau au fost comenzi. Niște evenimente. Nu au fost comenzi. S-au întâmplat niște. Dar au fost niște evenimente care s-au petrecut și care m-au determinat să scriu acele biografii atunci. Pe urmă, scriindu-le, am început să mă apropii mult mai mult de perioada interbelică și lucrurile s-au legat cumva de la sine. Deci ne așteptăm tot la interbelic. Așa. Nu ne vei scrie despre Gheorghe Gheorghiu Dej. Nu, deși ar fi interesant să fac și o experiență din asta. Să spunem, a făcut o carte interesantă despre Dej, Stelian Tănase. Da, cred că știu. Să spunem că genul ăsta al biografiilor politice și nu doar politice, sau care au tangență și una politică, acest gen este cultivat și pentru personaje contemporane. Nu știu, când absolut, în Franța ajunge unul președinte, sunt cinci biografii. E cineva care te întreabă, iarăși foarte direct, dacă l-ați întâlnit pe Nae Ionescu, ce i-ați spune? Dacă l-aș întâlni pe Nae Ionescu... l-aș întreba care e rețeta lui de roșii umplute. Pentru că roșiile umplute cu orez și cu carne, presupun, după modelul ardeilor umpluți, era felul lui de mâncare preferat. Asta îi plăcea cel mai tare, să mănânce roșii umplute. Deci l-aș întreba după ce rețetă îi place să-i se facă roșiile umplute, aș face niște roșii umplute, așa, și pe urmă mi-ar plăcea să-mi vorbească despre filozofi și să-mi spună, cum spunea el, că pe Kant l-a făcut praf. N-ai vrea să bârfești cu el? Ca pe un personaj? Un mare bârfitor. Un imens bârfitor. Și ce era hazliu și interesant la el e că era bârfitor și despre sine însuși. Adică răspândea tot felul de zvonuri năstrușnice și testa cu asta inteligența interlocutorilor. Unii erau scandalizați, îl luau în serios, alții se prindeau că era un banc. Da, și mai avem o ultimă întrebare. Ca să putem să înțelegem mai bine pe domnul Nae. Dacă ar fi să faceți o comparație cu o persoană publică din România sau de aiurea, cu cine ar avea cele mai multe trăsături în comun? Mulțumesc, zice. Cu cine ar avea trăsături? Nu m-am gândit niciodată la asta. Sunt întrebări care nu primesc răspuns. Și asta este. Nu, dar e o întrebare interesantă la care merită reflectat. Cred totuși că e foarte greu să-i găsim o pereche asemănătoare, să găsim pe cineva, pentru că el s-a răsfirat ca un copac cu brațe, s-a răsfirat în discipolii lui. Din trunchiul Nae Ionescu au
s-au rămurit Mircea Eliade, Mihail Sebastian, Cioran, Vulcănescu, Noica mai târziu. Ăștia, această generație strălucită face coroana trunchiului ăstuia care a fost Nae Ionescu. Poate de aia, de fapt asta e teza cărții, poate de aia el nici n-are o operă scrisă ca atare. Opera lui sunt acești oameni. Da. Ei au fost opera lui. Deci el, dacă ar fi să mă gândesc așa, n-are un corespondent direct, dar el este în fiecare dintre ei. Nu neapărat ca proiecție de personalitate, ci în miezul operei fiecăruia dintre ei, care inițial a pornit cumva de la el, de la propriile lui preocupări. Da. Eu am o întrebare. Vroiam să te felicit încă o dată, pentru că am impresia că trebuie să încheiem din diverse motive întâlnirea noastră. Eu am reținut din carte faptul că e un personaj. Un personaj. Nu, aș face distinția de personalitate și personaj. Da. El este mai și degrabă personaj. El se și joacă. Da. Se joacă pe sine însuși. Și pe de altă parte am reținut cruzimea acestei epoci. Da. Dacă ar fi să rezum cartea, spune o lume crudă. E o cruzime extraordinară. Și e lucru care fascinează pe cineva, care vrea să o înțeleagă. Dacă ești într-o poziție ideologică și doar dai din mână și zici asta e rău, asta invers, asta e bine, că sunt și oameni apucați care vor să trăiască neapărat în trecut, e un lucru, dar cruzimea acestei epoci e terifiantă și atunci când vine vorba de vieți private, din ce rezultă din relația asta și viața în vreme de război. Noi nu știm astăzi, de fapt, nu, apropo de pandemie, am trăit o experiență limită dar care e incomparabil mai comodă decât ce înseamnă absolut, viața. Absolut. Deci cruzimea acestei epoci și îți mulțumesc pentru că ne-ai redat posibilitatea de a accede la această lume văzându-i și pe personaje interesante și o dimensiune care eu aș spune așa, nu știu, poate că alții găsesc. Sper ca cititorii să se molipsească de dorința mea de a-l întâlni și de a-l înțelege pe Nae Ionescu citind această carte. Atât. Fără să-l judecăm, doar să-l întâlnim. Da. Când apare viitorul? Într-un an, doi? Nu știu. Încă nu știu. Mulțumim. Cartea Mulțumesc apă, și eu. Am spus că apăr la Humanitas? Da, cred Avem că am spus. Avem voie să spun? Da, cred că am Foarte spus. Foarte bine. Felicitări pentru Mulțumesc. Carte. Toate bune.